Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre pescăruși. Pescărușii sunt păsări acvatice care trăiesc pe coasta mărilor, ele făcând parte din familia Laride. Această familie cuprinde 6 genuri cu 55 de specii. Pescărușii pot fi găsiți pe toată planeta, inclusiv malurile Antarcticii, și se găsesc și în zona înaltă a Arcticii. Cea mai mare specie de pescăruș este marele pescăruș cu fund negru, cu denumirea științifică Larus marinus, cu o lungime de 80 de cm, o anvergură a aripilor de până la 1,70 m și o greutate de până la 2,5 kg. Cea mai mică specie de pescăruș este pescărușul mic, cu denumirea științifică Larus minutus, care are o lungime de 25-30 cm, o anvergură a aripilor între 60 și 78 cm și o greutate între 68 și 162 grame. În general, mărimea pescărușilor este undeva între mărimea unui porumbel și a unui vultur, între 25 și 80 cm. Păsările au aripi suple și ascuțite la vârf și un cioc încovoiat și puternic. Cele trei degete de la picior au o membrană interdigitală care le înlesnește deplasarea pe apă. Pescărușii au penajul colorat alb-cenușiu, unele specii având pete sau dungi negre pe cap și pe spate. Atât femela cât și masculul au aceeași culoare a penajului, singurul aspect care diferă fiind faptul că masculul este mai mare și are gâtul mai gros. Pescărușii sunt păsări curioase și inteligente, acestea manifestând diverse metode de comunicare. Unii fac parte din colonii, iar când se simt amenințați, se adună, înlăturând pericolul împreună. Pescărușii sunt păsările pe care le vedem adesea în țara noastră, atât pe plajele din delta Dunării, cât și pe cele de pe litoralul Mării Negre. De asemenea, pescărușii au reușit să se adapteze la nivelul urban, construindu-și cuiburile pe clădirile înalte ale orașelor. Speciile mari de pescăruși jefuiesc cuiburile altor păsări sau chiar vânează păsările adulte care sunt de obicei bolnave. În filmul Păsările, îngrozitoarele zburătoare care atacă oamenii sunt pescărușii. Însă, trebuie știut că și în viața reală, aceste păsări pot adopta astfel de comportamente. Nu de puține ori, pescărușii au fost responsabili de atacuri sângeroase asupra oamenilor, care s-au lăsat cu răni la cap sau chiar cu decesul victimelor. Pescărușii nu atacă doar oamenii, ci și balenele care ies la suprafață. Pescărușii pur și simplu le ciugulesc carnea. Pentru ca reputația lor să fie și mai teribilă, nu puțini sunt pescărușii care se dedau la acte de canibalism, mergând până la a-și mânca proprii pui. De cele mai multe ori însă, preferă puii altor pescăruși. Fiind păsări marine, pescărușii nu au întotdeauna acces la apă dulce. De aceea, în interiorul ciocului lor, au un filtru cu care colectează sarea din apa mării înainte de a o bea. Deci, ei pot bea și apă dulce și apă sărată. Aceste glande supraorbitale, numite și glande nazale sau glande de sare, îndepărtează sarea din fluxul sanguin. Pescărușii sunt omnivori și mănâncă o mare varietate de alimente, inclusiv pește și nevertebrate marine și de apă dulce, atât vii cât și morți, artropode terestre, insecte sau vierni de pământ, rozătoare, ouă, hoituri, măruntaie și organe, reptile, vegetale, sub formă de semințe sau fructe, cipsuri și chiar alte păsări. Un pescăruș a fost văzut în repetate rânduri furând cipsuri dintr-un magazin, preferându-le pe cele cu brânză. Pescărușii sunt printre puținele păsări care își pot mișca ochii pe orbită. Pot învăța, își pot aminti sau transmite comportamente. Sunt capabili să imite căderea ploii pe pământ, adunându-se în grupuri mari și bătând din picioare, pentru a determina râmele sau viermii de pământ să iasă la suprafață. În multe culturi, pescărușii sunt simbol al libertății, versatilității și a unui stil de viață lipsit de griji. În cuib, femela depune 2 până la 4 ouă, fiind păzite de părinți care, pentru a-i apăra, pot ataca până și omul. Puii eclozează la 3-6 săptămâni, ei putând să alerge și să înoate din prima zi, însă sunt hrăniți la cuib de părinți până la vârsta de 9 săptămâni. Puii de pescăruși sunt frecvenți de culoare cenușie punctați cu negru. Deși nu sunt prea mulți, însă pescărușii au și prădători. Aceștia sunt vulturii de mare și vulturii pleșuvi. Ei vânează păsările, înfășcându-le, după care le sufocă sau le înneacă. Pentru speciile mari este nevoie de 4 ani pentru a ajunge la maturitate, iar pentru cele mici e nevoie doar de 2 ani. Pescărușii au o durată de viață foarte mare, în sălbăticie trăiesc aproximativ 30 de ani, iar în captivitate pot ajunge chiar și până la 40 de ani. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!